Un exercițiu de evacuare în caz de cutremur va avea loc în unitățile de învățământ din zona Romanului cu scopul de a pregăti copiii și adulții pe perioada și după producerea unui seism. Vineri la ora 9:45 se va declanșa semnalul acustic de alarmă, iar elevii vor aplica regulile de comportare pe timpul seismului și măsurile de protecție specifice, evacuând în ordine sălile de clasă. Semnalul de încetare a alarmei va fi dat la ora 10. Am primit o adresă din partea inspectoratului școlar, o adresă pe care au primit-o și ei la rândul lor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, că în data de 12 noiembrie 2018, la ora 9:45, se va desfășura un exercițiu în cadrul protecției civile, un exercițiu de alarmare în caz de cutremur. Semnalul va fi dat de către soneriile, adică alarmele de la nivelul municipiului. Semnalul este format din 6 semnale a câte 16 secunde. Elevii vor trebui în această perioadă să se adăpostească sub bănci, de obicei noi la nivel de școală așa procedăm. Profesorii se vor așeza în cadrul ușii, ușa va fi deschisă. Pe timpul duratei semnalului toți stau adăpostiți. La încetarea semnalelor sonore, elevii vor părăsi clasele însoțiți de profesori și se vor aduna pe locul de adunare special amenajat și marcat. La sfârșitul exercițiului va exista un semnal lung de 2 minute care va arăta sfârșitul acestui exercițiu și bineînțeles că profesorii și elevii își vor relua cursurile la clasă. Așteptăm și vizita celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care vor superviza desfășurarea în condiții normale a acestui exercițiu. Cele mai frecvente cutremure sunt de origine tectonică, iar energia care se eliberează se extinde pe zone întinse de la suprafața terestră.